După 2 ani de pandemie, Universitatea Politehnică din București și-a deschis larg porțile pentru a se prezenta în fața tinerilor dornici să exploreze domeniul tehnic. Expozanții au pregătit machete interactive și jocuri, dar sunt capabili să ofere și informații prețioase pentru tinerii care doresc să pătrundă în universul fascinant al tehnologiei actuale. Festivalul educațional rămâne deschis până în 9 aprilie. Copiii au fost foarte curioși, mai ales din punct de vedere al facultății noastre, FAIMA, pe care o reprezint eu astăzi. Aceștia au pus destul de multe întrebări, mai ales în domeniul ingineriei, mai ales în domeniul matematicii, al fizicii, chimiei. Este foarte important ca ei să știe că în momentul când își aleg un domeniu de studiu, o facultate, parcursul lor se termină cu un job bine plătit într-un domeniu care este de viitor. Dacă ne uităm la provocările lansate de pandemie sau de război, ingineria este cea care va dezvolta în continuare atât România cât și lumea. Pe de o parte, sunt invitate companiile care ne sunt partenere în internship-urile pe care le organizează Politehnica pentru studenții noștri și pe de altă parte prezentarea facultăților. Pentru că e o școală vie, o școală vie înseamnă o școală care se schimbă în ritmul schimbărilor din societate. Festivalul educațional este destinat în special elevilor și studenților care se pregătesc pentru o profesie de viitor. Tinerii sunt îndrumați spre domenii precum ingineria aerospațială, inginerie medicală sau robotică. Elevii de liceu sunt invitați să participe la cursuri în cadrul secțiunii Student pentru o zi.